Emisiunea noastră este una interactivă, așa cum știți, comentariile noastre fac parte din, din ea. Dudelange marchează, ne scrie Adrian George, Rapid FCSB, iată un fel de rapid steaua, rapid Viena FCSB, 0-1 goluri în prima repriză. Zenit mult de gol în ambele reprize, Mihai Caracas sau Caracas ne scrie chestia asta. Să nu ne lăsăm păcăliți de acel 8 la 1, exact. Zenit 1 pauză, 1 final și 3 plus, Ionus Donov, Dovan, pardon. Zenit Uh, marchează și uh, cel puțin două goluri în meci. Eu zic că. Mar ba nu, Zenit uh, marchează cel puțin două goluri. Uh, Adrian George ne scrie. S-ar <coughs> putea să marcheze și Malmo, ne scrie Liviu Mazilu. Uh, FCSB sub 1,5 goluri în meci, Adrian uh, George. Uh, Sevilla marchează cel puțin două goluri, de acord și eu. Uh, Malmo 3, plus, uh, FCSB X2. Uh, Mitiland a fost uh, mereu o echipă <coughs> imprevizibilă, spun asta din uh, propria experiență, ne spune un alt uh, telespectator, Sigma Sevilla prima repriză 2+, uh, Cătălin uh, Lupescu și un alt spectator, Spuneți trei meciuri la care vă gândiți la 2 plus să pun o mie de roni. Cristian Costea. Din păcate emisiunea noastră nu se ocupă cu ponturi pentru mize atât de mari. Mizele pe care le recomandăm noi sunt undeva între 5 și 10 lei. Bun. Vă promiteam biletul, haideți să-l vedem chiar acum. Dudela la Șcefere-Cluj, peste 1,5 goluri, am discutat mai devreme, am văzut că ar fi loc pentru un astfel de pariu. La Sigma, Olomuț, Sevilla, gol în ambele reprize. În total, cele două cote mulțite ne dau fix 2, ceea ce e exact ceea ce ne doream și noi. Mergem mai departe, haideți să vedem și ultima rubrică din această seară.